În prim plan puteți să vedeți cățelușii lui Buisa. Are 8 cățeluși. Deocamdată toți trăiesc. Uitați-o pe Buisa. Are 2 cățeluși albi și restul pestriți. După cum se poate vedea. A fătat acum 2 zile. Buisa este foarte harnică, foarte grijulie. Mai înainte a fost dezlegată și a venit până acasă, a venit la noi, s-a uitat la noi, am știut că are nevoie de ceva. I s-a dat ce a avut nevoie. După care a venit acum înapoi la cățelaș. S-au adunat de aici multe moșteni. Le miroase și la ele. Ei, uite ce frumos sunt. Ursa este o mică foarte grijulie. Uitați cum a prins o muscă. Mă să ia pe de... Mâine o să merg la o farmacie și o să iau ceva pentru muște și o să dau aici pe lângă colibă, ca să nu mai fie. Priviți-o pe... Hai, da-te-o, puiuțule. Hai, ciucă, hai, hai. Să mai filmez un pic, o să vă mai zic două vorbe. Buisa s-a împerecheat cu câinele pe care era, câinele care era la stânăul domnului Vasile, cel pestris, dar cred că și cu ursul, priviți. Acesta este complet alb, mai este încă unul complet alb, acolo în față. Aceștia parcă să fie din ursul. Hai pe aici. Iubiți, ce frumos. Mai mult nu o să filmez, o să filmez peste o săptămână, după ce o să-și mai revină cățelașii. Încă nu știu ce sunt. Uite așa. Am fost plecat o oră și ceva de acasă și când m-am întors să văd ce mai face Buisa, uitați, și-au mutat puișorul în locul unde a avut pui ursa. Și a mutat din cușcă pentru că știu că sunt în pericol. Au fost multe muște care s-au pus pe ei și au pus ouăle. Și a mutat de acolo. Eu am fost să fac rost de ceva pentru muște și să fac un loc pentru Buisa, unde să meargă cu puișorii. Dar și-a ales ea locul. De aici nu se mai mut. Dacă ea simte că trebuie să fie mutați, o să-i mute unde știe ea cel mai bine. Până acum Buisa a avut 3 rânduri de pui. I-a dus pe toți. Cel mai mult a avut în jur de 12 pui. Pe toți a dus. Niciunul n-a murit. Mai mult nu o să filmez, o să o las să liniștească și o să revin cu alte filmări în zilele care urmează. Ca să vedem cât o să reziste, dacă o să reziste și să vedem ce sunt, câți băieți, câte fetițe. Frumos. Foarte frumos. Aici este mai bine și pentru Buisa, pentru că este un pic un loc mai răcoros
și e ok pentru sân. Am văzut că e tare atașat de metale. Ai stat mult cu el și ai vorbit cu el mult și l-ai mângâiat? Da. Ne-am jucat de când a fost micuț. Iancu, stai, 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 stai. Din picioare, stecă uneori, ascultă. Dă laba. Dă laba, hai, hai laba. Eu știu că să mai dădea. Salutare, prietene. Uite ce faci, mă. Hai laba, laba, laba. Bravo, mă. Laba, hai, hai. Ce lăbuc are. La 3 luni. Și ce planuri ai pentru ei? Rămân? Cel puțin el rămâne. Eu să fac pereche cu ursul. Și cu alba vrei să dai? Alba cred că-i dau. Dacă... Dar cred că-i dau, mai mult ca sigur. E o femelă foarte bună. Am văzut și eu cum linge oile pe bot, s-au atașat foarte tare de oi. Ar fi bine să meargă dacă merge undeva la o stână. Hai înapoi. Și are nevoie la oi, e foarte bună. E foarte atentă, atașată de oi, stă între oi. E activă și noaptea. Cine o e, își asigură viitorul de câini. Ia-l-a, uite de la el. Uite de la el cum să știe a juca cu mine. Păi o să lăs numărul unei tale în descrierea videoclipului și cine are nevoie să sune. Da, Alba cred că-i dau. Vreau să o dau, că nu-i țipa amândoi, că-i ține pe neagră de la ursa și o mai făta buisa. Păi vigheciul ea lege de acolo. Chiar și pentru rezervări de câini, încă nu știm, încă nu știi ce ai. Nu, nu i-am cotat. Am un ciofăt adiozi. Nu m-am băgat acolo să văd ce e. Am mai filmat eu un pic acum înainte, dar o să mai facem o filmare mai încolo, după ce o să mai crească. După ce ori deschide ochii și ori putea să iasă un pic și... Ce scump e. A fi pereche faină. Dar e alt stil față de ursul. Alt format. El o mărs într-o parte genetic, eu o mărs în altă parte. Nu, dar și față de urs am spus. Și categoric. Uite-te aici. Ursul nu e așa pieptos. Ursul e ascuțit în piept. Uh-huh. O să fie și el destul de masiv. Sper să se împletinească, să facă, să fie împreună. Dacă nu... Or fi, că ursul e prietenos. Ursul nu-i tare prietenos, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Adică? O prins mai mulți câini pe acolo, pe la stână, pe la câini acolo de pe pășunie. S-a bătut? O și primit. O și primit, că prins acolo de la cei stână fost 5. Dar pe care l-a prins pe unul singur, l-a rupt atât. Nu știu de ce e așa de rău. E și mare, e și masiv, cred că e și greu acum. Și n-are ce discuta. Mai mult să-l bada, 1, 2... Mau, ce-i face? Hai înapoi, de-aia.
mai ține. Pe care? Cel puțin 3. Și unul de acolo și cu ăsta ochiul pe ăsta e. Vrei să-i tai, să faci pastramă? Păi dacă vrea cineva să-i cumpere, ca o genă bună, berbecii. Da, și încă mai mârlesc, că ăsta mârlește 4 ore și ăla 3 ore. Hai mă, hai. Și-s cu minți. Și de aici mai ai alță de vânzare? Aceia doi, rămâne aici albu, rămâne ăla de la Negrești și rămâne ăla sau ăla de la Veselica. Mai am doi, mai am unul bă la ce? Tu l-am arătat? Nu. Iată ăla de acolo ea. Nicu ăla? Nicu ăla, e tu. Îl vezi? Stai, da, da, îl văd. Și am ochișul, dau ochișul, domnii șeri. Dar nu-l dau. Care-i? Că-s doi acolo oatiși. Ia ăla din drum, ia. Ăla din drum? Ăla are și coadă faină. E foarte bună, e rasă. Așa e pe mamă. Nu, nu pare a fi brez. Nu, nu-i brez. Poate că are ceva brez în el și oatiși. Nu, care are, nu-i oatiși. E bine așa cum e. Hai la culcare, hai. Poda de prune. Dar că mi-a zis prune. Hai de înapoi. O, unde mi-a rezumat? Ăsta e ochișul. Care? Una e neală, una ochișul. Ia ce frumos e. Ia o să rămână. Dar vezi, oare de ce o sărit ursa? Unde? O să se duc acolo. O sărit ursa unde? O vrut să meargă în direcția lui Buisa. Da. Cred că nu-i convine. Nu-i bine treaba, că e tot acolo va mere.